primul lucru pe care l-am auzit când m-am apucat de foto-video a fost: aparatura nu contează. Și asta m-a bucurat foarte mult, dar mi-a ridicat și câteva semne de întrebare. Pe de o parte era bine că aparatura nu contează, așa că dacă îmi luam un aparat ieftin, făcea același lucru ca un aparat scump. Deci n-avea rost să investez mai mulți bani când puteam să am exact aceleași rezultate cu bani mai puțini. Dar pe de altă parte, întrebarea era: de ce unele aparate costă mai mult decât altele dacă aparatura nu contează? Și așa a început călătoria mea în industria asta. Zeci de ore de cursuri parcurse, sute de ore de urmărit content de la alți creatori pe YouTube și pe alte platforme pentru a mă educa, mii de ore puse în practică, efectiv în shooting-uri, toate pentru un singur scop: să devin un filmmaker mai bun. Mai mult sau mai puțin trist, aparatura contează. Având în vedere nișa pe care o alegi, că faci street fotografii sau portrete, că filmezi documentare sau filmezi reclame, ai nevoie de aparatură diferită, pentru că nevoile diferite sunt satisfăcute de echipamente diferite. Așadar, nu ai nevoie de cel mai scump aparat sau nu ai nevoie de un aparat deloc dacă faci poze doar în vacanțe și când pleci cu familia pe undeva. Dar nici nu poți să filmezi un documentar Netflix sau un serial Netflix pe telefon. Plus că aparatura nu se limitează doar la aparatul cu care filmezi. Mai sunt implicate și lentilele, adică obiectivele, lumini, accesorii, toate costă mult. Un sindrom de care suferă foarte mulți fotografi și filmmaker este GAS, Gear Acquisition Syndrome, de care nici eu n-am scăpat. Lucrul ăsta se manifestă prin dorința de a avea extrem de multă aparatură și de a cumpăra ultimele modele apărute. Iar asta, de multe ori, te împiedică din procesul creativ și nu te lasă să dai maxim în momentul în care filmezi sau creezi ceva, pentru că te gândești că nu ai ce-ți trebuie pentru că nu ai ultimul model din chestia respectivă. M-am trezit într-o situație de genul ăsta acum câteva luni, când aveam 6 de jumătate de an și am vrut să-l vând pentru a-mi cumpăra Sony A7S3, care abia apăruse, pentru că pur și simplu mi se părea că R6 nu este suficient de bun. Evident că era un argument nejustificat prin care îmi mascam dorința de a avea ultimul model apărut, crezând că asta mă va face un filmmaker mai bun. Cu ajutorul câtorva prieteni mi-am dat seama de chestia asta pe parcurs și m-am oprit la timp pentru că mă aruncam într-o decizie financiară proastă. Iar asta a fost foarte bine pentru că nu aveam niciun motiv din punct de vedere tehnic pentru care aveam nevoie de upgrade la body, pentru că R6 este un aparat extrem de capabil, pe care eu nu-l foloseam la potențial maxim, pentru că și acum trag în 1080, nu în 4K, pentru că nu este nevoie de 4K. Și în marea majoritate a proiectelor mele nu trag în 4K, asta și pentru că laptopul meu nu prea duce 4K, dar de cele mai multe ori nu este nevoie, pentru că pe social media nu se simte diferența. Un exemplu pentru faptul că ar trebui să scoateți maximul din aparatura pe care o aveți acum este bunul meu prieten Efra Bot, pentru că el trage cu un Sony A6000, care este un mirrorless entry level, niște clipuri extrem de calitative și foarte cinematice. Vă las aici o secvență dintr-un clip de-al lui care a fost trasă cu aparatul ăsta de 3000 de lei. Dacă vrei să vezi mai multe, îți las în descriere link-uri de la rețelele lui sociale. Revenind la subiectul nostru, adică aparatura contează, pentru clienții care nu-s pasionați de foto-video, adică marea majoritate a lor, aparatura contează. Și pentru ei, mărimea este direct proporțională cu calitatea. Imaginează-ți că ai de ales un filmmaker care să captureze unul dintre cele mai importante evenimente din viața ta. Unul se prezintă așa și unul se prezintă așa. Pe care îl alegi? Evident că pe cel din stânga. De ce? Pentru că inspiră mai multă încredere. Cum așa? Pentru că aparatura lui este mai voluminoasă și mai complexă. În schimb, cel din dreapta, având un simplu body și un singur obiectiv, pare amator, pare că abia s-a apucat și că nu are experiență și n-ai vrea să spui încrederea în cineva în care nu e sigur. Chiar am pățit chestia asta acum ceva timp la o cununie religioasă în orașul meu natal, în Mioveni. Când eram la biserică, am filmat cu Ronin M-ul, cu R6-le, și aveam pus deasupra monitorul meu Atomos Ninja 5. La finalul slujbei, mi-au spus că nu știau că sunt atât de profi și că am aparatura așa scumpă. Nu contează dacă era scumpă sau nu, pentru că părea scumpă. De ce? Pentru că era foarte complexă și foarte voluminoasă. Concluzia? Aparatura contează. Mai ales pentru clienții noi care nu au o idee clară despre ce și cum faci tu. Cam ăsta a fost clipul de astăzi, nu uita să lași un like videoului dacă ți-a plăcut, să-mi scrii în comentarii un moment în care pentru tine aparatura a contat, fie din punct de vedere tehnic, fie din punct de vedere al clienților, și dă un share prietenilor ca să afle și ei că aparatura contează.
nu uita de subscribe canalului pentru că urmează clipuri aproape în fiecare săptămână, cel puțin eu încerc, așa că până data viitoare, fiți creativi, eu sunt CBI, v-am pupat!